Căminele studențești ale Universității Ovidius din Constanța au fost sfințite miercurea aceasta. Slujba aghezmei mici a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Este un moment de lumină și de sfințenie. Orice loc în care vețuim trebuie să nu fie însingurat, să nu fim singuri acolo. Prin sfințire, împreună cu dumneavoastră, se adaugă și sfinții îngeri care vă vin în apropiere. Tot locul trebuie binecuvântat și sfințit și vă îndemn ca să păstrați lumina harului și sfințenia ce vor fi aduse asupra camerilor în care locuiți. Evenimentul a fost organizat de Ascor Constanța în mijlocul studenților, aflându-se și reprezentanții universității. Liniștea sufletească însă ne oferă în primul rând o astfel de slujbă, indiferent de religia fiecăruia, contactul cu divinitatea, efectuat într-un mod sincer, calm, liniștit, ne oferă pace, ne oferă un nou început, o relaxare. Considerăm acest lucru necesar în activitatea de educare a studenților noștri. Este o inițiativă meritorie și, desigur, are un ecou, după cum vedeți, în rândul studenților, că este o atitudine și o atmosferă plăcută în felul acesta. Sperăm că va fi și mai plăcută de acum încolo. Urmând tradiția din ultimii ani, membrii Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, Filiera Constanța, au luat inițiativa de a sfinți și în acest an căminele. Dorim ca prin acest eveniment să aducem pe Hristos mai aproape de tineri, respectiv să-L facem cunoscut pe Hristos prin tainele frumoase ale bisericii. După slujbă, preoții au mers în fiecare cameră și l-au binecuvântat cu aghiasmă.